Cine nu a mai văzut de ceva vreme școala gimnazială din Băița nu o va mai recunoaște. Unitatea de învățământ are un etaj în plus, clase dotate cu aparatură și mobilier de ultimă generație, toate modernizate sau finisaje de calitate. Acest lucru se datorează fondurilor importante prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, atrase de administrația publică din Băița pentru modernizarea școlii, dar și a contribuției de la bugetul local pentru unitatea de învățământ. A fost un program prin PNDL 2, unde de 1 milion de euro, 10 miliarde de lei vechi, plus încă 100 de mii, 1 miliard tot în lei vechi care au fost neeligibili, deci în total 1.100.000. Și sigur că mai sunt încă mici lucrări de făcut. Valoarea acestor investiții de peste 1 milion de euro va crește, mai ales prin atragere de noi fonduri de la stat, în apropierea școlii din Băița, urmând a fi construită prin Compania Națională de Investiții și o sală de sport. Avem pentru realizare în viitor și o sală de sport. Suntem în faza de a cumpăra terenul de la o persoană privată, pe urmă mergând la CNI să depunem proiectul pentru sala de sport, care o să fie chiar aici, în incinta școlii, în spatele terenului de sport care există acum, fiindcă așa am considerat normal sala de sport să fie a școlii și lângă școală. Comuna Băița, cu 11 sate în componență, este una dintre cele mai mari localități rurale hunedorene, atât ca întindere, cât și ca populație, aici trăind peste 3.000 de oameni.